România a fost reprezentată la campionatul mondial de dans din Letonia la secțiunea tineret de perechea Mihai Paraschiv și Diandra Ilieș. Vicecampionii ai lumii la ediția de anul trecut au repetat performanța și au obținut și de această dată argintul. Din punctul nostru de vedere, e încununarea muncii acestor copii de-a lungul timpului. Sunt niște copii extraordinari care au reușit să aducă pentru România niște rezultate remarcabile. N-au timp să respire, sperăm că după concursul ăsta de la Roma vor reuși să se strângă acasă, pentru că Mihai este clasa 12-a și trebuie să ne axăm și pe școală, pentru că îl așteaptă de fapt pe el un bacalaureat și o admitere la facultate, iar Diandra va merge la Bacău pentru a continua activitățile, că și pe ea la anul va aștepta aceeași problemă ca și pe Mihai, clasa a 12-a. Clasată pe locul 2 pentru al doilea an consecutiv la mondiale, perechea Paraschiv Ilieș și-a încheiat evoluțiile la categoria tineret. Mihai, făcând 18 ani anul acesta, închide anul la tineret, iar începând din 2015 vor trece la adulți, o categorie de vârstă foarte grea, care cuprinde, are o marjă destul de mare, 19-35 de ani. Dar noi sperăm că ei vor face față acestei categorii de vârstă foarte, foarte grele, mai ales că dacă punem în calcul că se mai pot, eu știu, sau haide să spunem că mai pot merge și la campionatele mondiale de sub 21 de ani, unde sperăm ca și acolo să facă o figură extraordinar de frumoasă și, de ce nu, să aducă pentru România încă un titlu mondial. Datorită creșterii nivelului de performanță din ultimii 10 ani, Federația Română de Dans Sportiv se situează pe poziția a 4-a în lume ca rezultate în acest moment.